De-a lungul timpului, Galeria Senso ne-a obișnuit cu evenimente de marcă. De această dată, Galeria Senso găzduiește expoziția de pictură a maestrului Zanfir Dumitrescu. La vernisaj iau parte personalități din lumea politică, culturală și academică românească. Ce înseamnă pentru dumneavoastră pictura și de unde a pornit această pasiune pentru pictura? O, pasiunea a pornit din copilărie. Am fost un copil destul de bolnăvicios. Am stat în pat mult timp și în timpul ăsta desenam, pictam. Cu timpul s-a concretizat într-o disciplină pe care am studiat-o în facultate și așa a început totul.
Expoziția găzduită de Galeria Senso este prima expoziție personală pe care ați avut în ultimii 21 de ani. Ce v-a determinat să aveți această expoziție personală? A fost un răgaz lung în care nu am expus sub forma unei expoziții personale. Am expus pasager în diverse galerii, dar s-au adunat lucrări și la invitația Fundației Fildas Art am acceptat să fac o expoziție personală pe care o vedeți pe pereți în acest moment. Care este tematica expoziției și ce mesaj doriți să transmiteți iubitorilor de artă? Mesajul este cel al fiecărui tablou care reușește să convingă un privitor să se uite la el, la tablou. Temele sunt diferite, deși s-ar putea subsuma sub forma unor naturi statice, care sunt puse în diverse contexte, în peisaj, în interior, sub forma alegorică, iar mesajul e al fiecărui tablou în parte. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru dumneavoastră Institutul de Arte Plastice Nicolae Gregurescu, având în vedere că ați fost și absolvent și ulterior decan al facultății? Facultatea te formează. Acolo înveți legile compoziției, legile picturii, pentru că există asemenea legi nescrise, timp de 6 ani, după care, devenind profesor și predând în școală, formarea mea ca pictor a continuat. Ați fost ucenic al maestrului Corneliu Baba. Am fost elevul lui Baba, căruia îi port un adânc respect. A fost un mare pictor și un uriaș profesor. Relația mea cu tinerii, asta ar trebui tinerii să o comenteze. Eu deocamdată îmi fac pictură așa cum cred eu și sper ca lucrul ăsta să placă. Atunci ce sfaturi le-ați transmite tinerilor artiști? Să picteze și să nu renunțe la a picta, indiferent ce s-ar întâmpla. Ce a însemnat pentru dumneavoastră titlul de președinte al Uniunii Artiștilor Plastici? A fost o muncă de vreo 6 ani, 7 ani, în care am reușit să-i organizez cât de cât la acel moment, pentru că acum s-au dezorganizat și au pierdut o mulțime de spații. Sunt într-o derivă generală, prilej cu care, mă refer la perioada în care am fost președinte, am reușit să scot o lege, am fost deputat, membru al Camerei Deputaților, o lege care se transformă într-o indemnizație echivalentă cu cuantumul a 50% din valoarea pensiei pe care fiecare artist, nu numai pictor, nu numai artist plastic, o primește. Thank you.
Domnule academician, ce v-a determinat să luați parte la această expoziție astăzi? Faptul că cunosc de multă vreme opera lui Zanfir Dumitrescu și faptul că știam cam să descoper ceva nu nou, pentru că este în tradiția lui, este stilul Zanfir Dumitrescu, dar este în plus foarte multă cultură, simboluri încifrate pe care numai cu o cultură plastică, vizuală poți să le pătrunzi și înainte de toate, dincolo de artistul talentat,
este excepționalul profesor. Să vede profesorul din Zanfir Dumitrescu, cel care a învățat pe oameni, pe oameni de artă, perspectiva, omul care are o acuratețe și o precizie a ceea ce face, demne de invidiat. Este un artist de primă mână și un profesor la care știu că facultatea se gândește cu nostalgie, chiar dacă nu mai e acolo. Deci așadar, cum ați descrie operele domnului Zanfir, ce sunt expuse astăzi la Galeria Sens? De o clasicitate modernă desăvârșită.
Ce v-a determinat să luați parte la această expoziție a domnului Zanfier? În primul rând, prietenia, sentimentele mele de prietenie pentru Firul Dumitrescu și, în al doilea rând, pasiunea constantă pentru artă. Îmi place să privesc lumea prin ferestrele pe care le desenează Firul Dumitrescu. Îmi plac lucrările lui. Ele sunt, într-un fel, imagini bidimensionale ale lumii pe care uneori nu știm să o privim și fiecare dintre noi adaugă o a treia dimensiune, practic imaginația cu care privește, cu care se uită la aceste lucruri. Mi-a plăcut întotdeauna lucrările lui, un stil inimitabil, îți dai seama imediat când vezi un tablou semnat de el, vezi imediat în profunzimea tabloului, dacă stai mai mult de o clipă să-l privești, și descoperi în adâncimea lucrării lucruri pe care de obicei nu le știai despre tine însuți sau despre lumea în care trăiești. Adeseori, pensula este un semn al felului în care privește ceea ce se întâmplă în jur și, practic, o modalitate de a fotografia o realitate care se schimbă în permanență. Cum ați descrie în câteva cuvinte operele domnului Zanfier? Operele lui sunt o suită de fotograme care împreună dau o anumită imagine despre lumea în care trăiește el și uneori descoperim că este vorba și de lumea în care trăim noi.
Cum ați descrie operele domnului Zamfir din punct de vedere tematic? În general, lucrările lui Zamfir Dumitrescu sunt natur moarte ca gen și uneori sunt peisaje în care se află elemente de natur moarte. De asemenea, sunt interioare cu elemente de natur moarte, peisaje cu personaje și așa mai departe. Deci sunt genurile clasice pe care Zamfir Dumitrescu simte nevoia să le combine, de altfel există o pasiune combinatorie în această pictură care, iată, te duce cu gândul la tot ceea ce s-a întâmplat în secolele anterioare de creație, prin minuție, aș spune, prin calitatea pensulației, prin calitatea observației și mai ales prin tehnicitatea absolută. Cum se evidențiază operele domnului Zamfir comparativ cu alți artiști români? Aș spune că este singular în peisajul plasticii noastre naționale, pentru că este greu să pictezi ca Zamfir Dumitrescu. În primul rând că trebuie să știi foarte multă carte și Zamfir Dumitrescu știe, trebuie să posezi datele unui stil impecabil și el îl are și trebuie să ai și o nostalgie a trecutului, care îi vine, cred, din pasiunea pe care a depus-o în calitate de profesor la Academia Națională de Arte, unde e drept că a fost profesor de perspectivă, dar implică acest lucru o știință profundă a secolelor care ne-au premers de istoria artelor și de împliniri culturale. Zamfir Dumitrescu știe aceste lucruri, știe să facă lucruri în spiritul lucrurilor invocate și le face bine. Aș spune că este singular în peisajul plasticii noastre, pentru că artele vizuale se organizează și se orientează către cu totul alt tip de limbaj, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte, cred că sensibilitatea contemporană nici nu mai este foarte interesată de un asemenea gen de artă. Probabil că omul contemporan seamănă mai puțin cu cel al secolelor anterioare și Zamfir Dumitrescu face acest recurs la tradiție și îl face bine.